Rednic a făcut infarct în timpul meciului cu FCSB. El a fost operat azi la Arad și în afara oricărui pericol. Primul om care a bătut-o pe FCSB în acest sezon, Rednic s-a simțit rău în timpul meciului de luni, de la Arad. Domnul Mircea Rednic, mai precis în pauză, a acuzat niște dureri în piept. S-a descoperit că atunci, în timpul jocului, au făcut un infarct miocardic și i s-a recomandat să facă imediat o intervenție. Acum este în stare foarte bună, este același Mircea Rednic pe care îl cunoaștem, optimist, zâmbereț, cu glumele la el. În vârstă de 61 de ani, Rednic a fost operat la Arad și rămâne în spital până sâmbătă. Primarul din Arad l-a vizitat pe Rednic. Țucudean a renunțat la fotbal din cauza problemelor cu inima. Vestea cu infarctul lui Rednic l-a șocat. Aoleu, da? Doamne, îmi pare rău. Sper că e bine. Mă gândesc că nu l-a suferit din cauza fotbalului. Pur și simplu, nu mai întâmplă să pățești așa ceva. Andone e convins că fotbalul l-a băgat în spital pe Rednic. Multă sănătate legendei Rednic e mesajul lui Dinamo. Cu Rednic, Dinamo și Rapid au câștigat ultimele titluri. Cred că se întâmplă și din cauza stresului care l-ai în meseria de antrenor. Atâta rog, dacă poate, să nu fie așa stresat.